o greacă într-o bojdeucă în Iași. Dacă veți vizita acea bojdeucă, veți vedea că la intrare e o încăpere în partea dreaptă, în care, în câțiva metri pătrați, există un pat imediat ce intri în stânga și apoi un alt pat în formă de L. Prin aceste două paturi, într-unul dormea Mihai Eminescu, în celălalt un greacă. Unul scria Sara pe deal și celălalt a scris primul abecedar pentru copiii români. Până la Ion Creangă, abecedarele se numeau Bucocne, în cuvânt închirii. Primul abecedar scris pentru copiii români după 1859 s-a scris de Ion Creangă, vreo 45 institutori. De ce m-am izbit cel mai tare și este problema României numărul 1 astăzi e forța de muncă, cantitativ și calitativ, pentru că au avut unii grijă să distrugă sistemul educațional în România. Dar cel mai trist și cel mai rău este problema legată de mindset. După emisiunea voastră, astăzi mi-am propus să vă ofer câteva idei despre cum arată și ce este un discurs care lasă urmă. Și o să folosesc o analogie cu o ființă importantă de viața voastră. Câți dintre voi aveți în mod direct sau indirect în jurul vostru un copil? Wow! 77% aproximativ din populația României nu-și dorește ca vecinul țigan. Nu contează că e un camin, dar pentru că, bă, gen, asta aud chestia și mi se postulează, dacă toți țiganii ar fi ca tine. Și răspunsul e nu, e zis să mor tu că e așa. Dar câți țigani cunoști tu, frățioare? Adică ce cunoști? Ce înseamnă pentru tine țigan? Înseamnă cerșătorul din colț. Am înțeles. Dar dacă eu merg pe stradă și merg și cu soția mea care e româncă, la naiba, da? Și merg pe stradă, lumea mă percepe ca fiind român. Cât e bărbat? Prietenul meu, eu dau la tine turban 25 de euro. N-am așa de mult. Prietenul meu, las pentru tine, cât ai? Man, am 5 euro, îmi pare rău. Prietenul meu, prea puțin, 10 euro. Man, nu. Prietenul meu, 7 euro pentru tine, că 7 euro a luat și colegul. Zic, dar nu am, am 5 euro. Mă fac că plec. Și în momentul respectiv, a făcut un click. În loc să vadă că lasă din preț, am văzut bani. 5 euro pentru tine, ești român, ești creștin de-a meu, 5 euro pentru tine. Calculatoare. Și ne-a făcut o invitație puțin surprinzătoare. Ne-a invitat în spital să vedem cum se fac anumite proceduri care, din punctul ei de vedere, nu erau exploatate din punct de vedere tehnologic la max. Noi, bineînțeles, ne-am simțit foarte încântați și onorați de invitație, dar puțin șocați de faptul că medicina, un domeniu atât de vital și de sensibil, este în urmă cu tehnologia. Tehnologia care are un progres vizibil, zilnic și constant.